Fostul președinte al României a ajuns din nou în fața judecătorilor. De data aceasta, Traian Băsescu a fost chemat să dea declarații într-un dosar care vizează percheziții de terenuri, din perioada în care acesta era primar al capitalei. Nu am pierdut încă niciun proces pe restituire, așa că nu o să-l pierd nici pe acesta, a spus fostul președinte la ieșirea de la Tribunalul București. Traian Băsescu s-a prezentat la Tribunalul București la ora 8:30 de minute, unde a avut loc judecarea acestui dosar. La ieșirea de la instanță, Traian Băsescu a declarat că judecătorii și-au declinat competența. Este o reclamație făcută în 2015 pentru o restituire din 2003. N-am pierdut încă niciun proces pe restituire, așa că nu o să-l pierd nici pe asta. Am văzut că a spus că vă judecați oriunde. Oriunde, da. Penală IRM pentru abuz în serviciu, de ce vă acuzăm mai exact? Nu știu, doamnă. Dar cunoașteți? Nu l-am văzut, văd că nici n-a venit. Face reclamația și nu vine la termen. Concret, este vorba despre o plângere depusă de ani de zile pe numele lui Băsescu de către președintele Uniunii Arabilor din România, Cătălin Năstase. Acesta îl acuză pe Băsescu că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu 100 de milioane de euro. Acesta susține că Băsescu ar fi retrocedat în mod ilegal și fără să verifice documentele aproape 40.000 metri pătrați de teren.